prin proiectul de ordonanță și prin proiectul de lege nu există nicio diminuare a niciunui salariu în România. Este și un articol ferm în ordonanță și în lege, deci nimeni nu va avea o diminuare a salariului. Ceea ce încearcă să facă acest cadru legislativ este să uniformizeze salarizarea, să elimine inechitățile din sistem. Practic, cei care sunt acum la cele mai ridicate niveluri de salarizare vor rămâne pe loc, iar cei nivelurile inferioare vor urca gradual. Deci nimeni nu va avea de pierdut prin aplicarea noilor reguli în domeniul salarizării.